Cu cât Evanghelia și principiile pe care noi le predicăm aici, le predicăm în mai multe locuri, cu atât războiul nu va ajunge așa de aproape de granițele noastre, că știți că este un asalt doctrinar împotriva Bisericii Domnului Iisus Hristos. Și în ciuda tuturor criticilor, a trebuit să rezolv în public, pentru că a fost un caz public de dezonorare a numelui lui Iisus Hristos, și persoana s-a lăudat public cu păcatul și cu mizeria pe care a comis-o. Pastorul bisericii, caz public, a fost prins într-un caz flagrant de imoralitate. Numai ce a fost eliberat din pușcărie, după 10 ani, 12 ani a fost condamnat la pușcărie. Mi-am promis că nu zic nimic. Dar am să zic, ascultați principiu. E o paranteză, n-are nimic de a face cu acești oameni, dar e principiu de integritate în societate și în slujire. Există trei perioade în desfășurarea unui scandal moral. Există perioada de gestionare interioară, internă a scandalului. Când dacă lucrurile sunt luate din pripă și sunt gestionate corect, scandalul poate fi evitat. De aceea, una dintre întrebările esențiale când apare un scandal moral, mai ales în spațiul religios, sunt cine, când și ce a știut. Câtă vreme lucrurile sunt gestionate corect și nu dăm cu ouul fierbinte de la unul la altul, crezând că dacă trece un pic de timp se mai răcește. Se evită scandalul public. Dumnezeu mi-e martor și știe că sunt multe experiențe negative în viața unor oameni și în viața unor biserici pe care le-am gestionat imediat și tranșant și sunt îngropate și în marea uitării că le-a aruncat Dumnezeu și n-au bufnit ca vulcanul. Pentru că a fost șarpele luat de coadă repede. Și asta nu numai în biserică, ci în Uniune. Și am avut cazuri grave de-a lungul timpului. A doua perioadă a unui scandal este perioada în care lucrurile bufnesc și se află în public. Când devin publice, nu mai pot fi rezolvate sub masă. Pentru că dacă se întâmplă o cădere gravă, știu că mulți m-ați judecat acum câțiva ani, când am ieșit în public și am tranșat o stare de imoralitate de neconceput pentru Biserica Domnului Iisus Hristos. Pentru că persoana respectivă s-a demascat singura online și a ieșit în public și știa tot tineretul și știa toată biserica. Acolo n-am mai putut să rezolv problemele în hol sau în birou. Și în ciuda tuturor criticilor, a trebuit să rezolv în public, pentru că a fost un caz public de dezonorare a numelui lui Iisus Hristos și persoana s-a lăudat public cu păcatul și cu mizeria pe care a comis-o. Și a trebuit să apăr onoarea Domnului și a bisericii, nu a persoanei în cauză.
În momentul în care lucrurile ies în public trebuie abordate și rezolvate. Vă aduc aminte de experiența bisericii din Indiana, din Hammond, Indiana. Un pic de apă. Apă. Pastorul bisericii, caz public, a fost prins într-un caz flagrant de imoralitate. Numai ce a fost eliberat din pușcărie după 10 ani, 12 ani a fost condamnat la pușcărie. În ziua în care s-a aflat, și a fost un caz grav care a trebuit și raportat la organele de ordine, conducerea bisericii din Hammond, Indiana, biserica la care am vândut proprietatea de pe Bernard, a chemat imediat o firmă de avocatură, a chemat imediat conducerea și avocații organizației din care făceau parte o organizație de 17 milioane de membri. A doua zi au convocat întreaga adunare a bisericii, pentru că lucrul ăsta nu mai putea rămâne secret. Era caz legal și penal. Au lansat apel, dacă mai știe cineva ceva, dacă mai sunt informații cu privire la acest caz, veniți și spuneți-le că vrem să reparăm, să scoatem puroiul din rană. Știți cum a ieșit biserica din această mizerie? Ca un trandafir frumos mirositor. Pentru că concluzia a fost, oamenii ăștia nu-și ascund mizeriile, ci scot cancerul afară din instituție și din trupul afectat al instituției. Problema pe care o avem în ziua de astăzi este că oamenii de nimic au colți. Amenință cu tribunale, amenință că te dă în judecată, pun presiuni în stânga și în dreapta, se bazează pe prietenii, pe relații. Și la o săptămână, după ce un om a căzut la datorie, cei care sunt în anchetă, în investigații, apar la amvonul bisericii, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic, băgând degetele în ochii familiei îndoliate, insultând văduva și insultând memoria unui mare bărbat al Evangheliei. Pentru că Satana, în afară de faptul că e tatăl minciunii, este și foarte obraznic. Dacă nu vedeam cu ochii mei în noaptea asta imaginea de la amvonul acelei biserici, oricine mi-ar fi spus, aș fi zis că nu poate să fie adevărat. Atâta sânge rece să stai în fața acestor oameni pe care i-ai ofensat și i-ai insultat. În fața acestei biserici care i-ai înșelat încrederea, că știți cum este acum? Toată lumea știa de ani de zile, numai cei care au fost mai apropiați de omul acela nelegiuit, ăia n-au știut nimic. Eu am știut acum un an și jumătate și mi s-a spus că se vor lua măsuri drastice. Vicepreședintele, secretar, oamenii cei mai apropiați din organizația răufamată, n-au știut ce face președintele lor. Și noi de pretutindeni am primit informații. Frați și surori, spun lucrul ăsta pentru că avem nevoie de oameni care să reziste pe baricade 10 de ani, să ajungă cu perii albi și să intre în pământ și să se poată spune despre ei că au luptat lupta cea bună și au isprăvit alergarea și n-au trăit în depravare. Și n-au mânjit numele pe care ar trebui să-l purtăm cu cinste și să-l onorăm. Asta e perioada a doua. Și perioada a treia este perioada când, dacă nu este bine gestionat nici acum cazul, dacă nici acum nu se caută și nu se găsește adevărul, dacă nici acum nu se face lumină, urmează dezastru.
Mă rog înaintea lui Dumnezeu, cu toată dragostea, să dea înțelepciune fraților din conducerea cultului pentecostal din România. Pentru că ceea ce se întâmplă acolo ne afectează și pe noi. Cineva m-ar putea întreba care este responsabilitatea mea în toate astea. În primul rând, suntem frați în credință, de aceeași limbă și ieșiți din aceeași rădăcină. În al doilea rând, am făcut odată un calcul sumar că în istoria ei, comunitatea penticostală din Statele Unite, din toate organizațiile, toate bisericile, au contribuit în câteva zeci de ani și am făcut un calcul foarte sumar, am ajuns la concluzia că am introdus în România, în misiuni, în proiecte, peste 100 de milioane de dolari. O singură biserică în ultimii 2-3 ani au trimis în România 7 milioane de dolari. Și pentru că ne-am implicat și ne-a durut și dorim binele lucrării lui Dumnezeu, le rugăm frumos pe frații noștri să nu se simtă ofensați că ne doare și că vorbim. Am știut de cazul ăsta de un an și jumătate și am tăcut pentru că am crezut că lucrurile se vor rezolva. Și sper și acum și mă rog să se rezolve. Iată de ce îi primim pe oamenii aceștia cu multă bucurie duminica viitoare. Pentru că au îmbătrânit frumos și pentru că n-au necinstit numele pe care l-au purtat în activitatea și în slujba lor. Parte. Știți că există politică internă și externă. Cu cât politica externă e făcută mai bine, cu atât politica internă e mai ușoară. Cu cât Evanghelia și principiile pe care noi le predicăm aici, le predicăm în mai multe locuri, cu atât războiul nu va ajunge așa de aproape de granițele noastre, că știți că este un asalt doctrinar împotriva Bisericii Domnului Iisus Hristos. Vă mulțumim pentru îngăduința dumneavoastră de a fi exprimat aceste cuvinte cu tot cu parantezele de rigoare pe care le-am spus din inimă. Și le-am spus nu de bucurie, ci de durere. Pentru că atunci când oamenii se uită la lucrurile din jurul lor, care nu sunt bune, instinctul unui om este să-și chinuie sufletul, așa cum Lot își chinuia sufletul în Sodoma atunci când vedea lucrurile rele care se întâmplau acolo. Trăim într-o lume ca o Sodomă. Și au început să intre, să spargă gardurile noastre. Din nefericire, pentru că până acum, când vorbeam de anumite păcate ale Sodomei, românii râdeau în bancă și spuneau, la noi nu există, la noi nu se întâmplă. Au început. Și pomul ăsta stricat nu trebuie tăiat de la rădăcină. Pomul ăsta stricat trebuie smuls cu tot cu rădăcină. Ca să nu ne infecteze spiritual. Și chiar mai rău, biserică.